Echipa României de canotaj a revenit ieri în țară. Canotorii români au încheiat competiția de la Jocurile Olimpice de la Tokyo cu 3 medalii, una de aur și 2 de argint. Cele 3 medalii au fost obținute de Ancuța Bondar și Simona Radiș, aur la dublu vâsle feminin. Mihăiță Țigănescu, Mugurel Semciuc, Ștefan Berariu și Cosmin Pascari au luat argint la 4 rame masculin, iar Marius Cosmiuc și Ciprian Tudosă au fost medaliați cu argint la dublu rame masculin. Bilanțul olimpic general al canotajului românesc este de 20 de medalii de aur, 12 de argint și 9 de bronz.